Bună ziua, dragi prieteni! Florile atât de dragi mie și bănuiesc că și dumneavoastră sunt o adevărată binecuvântare în sezonul ăsta. Ne bucură ochii, ne bucură sufletul și, cum vedeți, florile mele nici una nu are nici afide, puricii specifici plantelor, nici păianjeni, nici alte insecte ca să le distrugă. Am folosit pentru ele exact acele substanțe, le-am stropit, care vi le-am prezentat anul trecut și care își fac efectul din plin. Insecticide naturale, care nu atacă planta, dar o păstrează curată. Astăzi, în schimb, n-am să vă vorbesc despre flori, ci despre insectele de anul acesta. Deși la mine în grădină nu sunt insecte, pentru că am folosit acele insecticide bionaturale care le-am prezentat anul trecut, asta nu înseamnă că nu sunt insecte peste tot în jur. Tot mai multe prietene îmi spun că sunt atacate violent de furnici. De regulă, furnicile nu erau atât de agresive. Dar din cauza secetei și-au schimbat total comportamentul. Păianjenii, furnicile, afidele, toate au căpătat dimensiuni foarte mari și sunt foarte, foarte agresive. Am primit fotografii de la cunoștințe, vă rog să mă credeți, am rămas perplexă. 30-40 de mușcături de insecte umflate, dureroase și îmi povestesc prietenele mele că sunt parcă picate cu zahăr ars. Albinele sunt la lucru, dar o înțepătură de albină e o adevărată binefacere. Dar nu în gât. Acolo ar produce o astfel de umflătură încât v-ar putea asfixia. Dar în general, să spunem că o înțepătură de albină efectiv pune reumatismul jos. Nu am primit permisiunea ca să public fotografiile prietenelor mele. Normal, arată groaznic. Cine ar vrea să vadă așa ceva? Dar vreau să vă spun că dacă vă duceți la iarbă verde, cu copiii, în parc, luați pantaloni lungi, șosete și o bluză cu mânecă lungă. Altfel, riscați să veniți acasă cu înțepături extraordinar de dureroase, cu inflamații, și cu niște dureri groaznice. Nu este de mirare. A fost la început seceta și insectele nu au avut ce să mănânce. De aceea au devenit atât de agresive împotriva oamenilor. Pe urmă au venit ploile și s-au înmulțit extraordinar de mult. Mușcătura de furnică, furnica noastră inofensivă, a devenit atât de dureroasă de parcă ar fi ciupitura de furnică roșie americană. Un adevărat dezastru. Ce am văzut ieri era de la 2-3 ciupituri, dar vă rog să mă credeți. Dacă v-ar ciupi 100 de furnici, vai de mine, eu nu cred că o persoană ar putea să supraviețuiască. Insectele s-au înmulțit foarte mult și sunt foarte agresive. Normal. Credeam că noi suntem specia dominantă? Nu. Insectele sunt cele care sunt specia dominantă la ora actuală pe planetă. Nu știu cât de realistă este statistica, dar se spune că sunt cam 7.000 de insecte pe cap de locuitor. Deși am văzut statistici mult, mult mai mari. Și nu uitați proverbul acela românesc. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Nu trebuie foarte multe înțepături de insecte ca să avem probleme foarte, foarte grave. Putem face un șoc anafilactic de la înțepăturile de furnici. O înțepătură de albine este sănătoasă, dar dacă vă înțeapă mai multe albine, în mod sigur, persoana înțepată de albine va face șoc anafilactic. Așa că, dragii mei, vă rog frumos, aveți grijă de dumneavoastră dacă ieșiți la plimbare în parc, la iarbă verde, la un picnic, dumneavoastră și copiii dumneavoastră protejați cu pantaloni lungi,
cu cămășuțe chiar subțiri, dar să aibă mânecă lungă și, dacă se poate, supravegheați locul să nu fiți în apropierea unui mușuroi de furnici. Natura este extraordinar de frumoasă, dar, din păcate, în urma schimbărilor climaterice, a devenit și foarte periculoasă. Bucurați-vă de natură, de plante, de flori, de fructe, dar marea grijă anul acesta la insecte. Au devenit extraordinar de agresive și s-au înmulțit exponențial de mult. Nu am vrut să vă pun fotografii care să vă șocheze, dar dacă chiar doriți să vedeți înțepături de insecte, puteți căuta de pe internet. S-ar putea să fiți șocați de ce vedeți acolo. Să fiți sănătoși, dragii mei prieteni, și să ne întâlnim cu drag și la următorul clip. Încerc să le fac cât mai frumoase, să nu vă șocheze, plăcute, dar trag cât un semnal de atenție asupra pericolelor care ne înconjoară. Nu e totul ceea ce pare a fi. O zi bună și să ne revedem în curând la următorul clip.